În sala de ședințe a primăriei municipiului Călăraș a avut loc conferința de lansare a proiectului Sistem integrat pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației la nivelul municipiului Călăraș. Proiectul implementat de primăria municipiului Călăraș este finanțat de programul operațional Capacitate administrativă 2014-2020 cu o valoare de peste 2,9 milioane de lei, iar cofinanțarea de la bugetul local fiind de 58.411 lei. Durata proiectului este de 24 de luni, acesta fiind implementat până pe data de 4 iunie 2021. Proiectul are o valoare de 2.900.000 de lei, după cum vedeți, și sperăm ca prin el să dăm populației o facilitate, să nu mai se deplaseze de la ghișee, să poată să acceseze online mai multe cereri din cadrul primăriei, și în același timp dumneavoastră să fiți scutiți de o mare parte din munca care o aveți cu omul, în sensul că atunci când vine la ghișeu, știți dumneavoastră că mai avem probleme cu el când are anumite dorințe mai repezi, și noi, datorită birocrației, datorită sistemului hârtiilor care trebuie să le semnăm, urmăm circuitul care îl avem în procedură. Din punctul meu de vedere, sper ca populația să fie mulțumită și sper ca toți care sunteți, veți fi implicați în acest proiect, să vă dați silința ca în perioada în care vom implementa acest proiect să fie o implementare facilă, repede și corect. Mi-aș fi dorit, printre dumneavoastră, să văd în primul rând directorii de direcții care vor începe să lucreze împreună cu consultanții deja de la caietul de sarcini și să începem să gândim acest sistem așa cum avem noi făcute softurile în primărie și așa cum ne-am dorit și cum știm că alte primării au aceste softuri puse la punct. Colegii de la consultanță vă vor da mai multe detalii despre ce dorim noi în mare în acest proiect, urmând ca, după ce vom trece la treabă, fiecare direcție să-și facă datoria și să lucreze alături de noi pentru a implementa acest proiect. Ne face plăcere să implementăm acum și să scriem cerințele caietului de sarcini, ținând cont că noi am scris și această cerere de finanțare și am luat acest proiect ca și o reușită și a noastră și a dumneavoastră, și ne face plăcere că am reușit într-un final și sau sperăm să reușim într-un final chiar să îmbunătățim standardele de calitate ale activității primăriei și să luptăm cu reducerea birocrației existente în momentul de față în instituțiile publice, pentru că asta, prin la urmă, finanțează și programul operațional PODCA. Obiectivele proiectului au fost prezentate mai devreme, obiectivul general. Astfel, obiectivul specific, unul din obiectivele specifice al proiectului reprezintă dezvoltarea unui sistem de îmbunătățire a calității activității personalului din primărie și a reducerii birocrației, însemnând practic implementarea, dezvoltarea unui sistem informatic pe care am zis că deja aveți o parte din el, noi acum prin proiect îl vom dezvolta. Și bineînțeles, un alt obiectiv reprezintă formarea personalului din administrația publică. Ca rezultate, bineînțeles, vom beneficia de proceduri simplificate și de îmbunătățirea cunoștințelor personalului. Printre licențele care, sau de fapt, printre funcționalitățile noi ale softului ce urmează a fi dezvoltat în cadrul proiectului, enumerăm, o să-mi permit să citesc pentru că sunt destul de multe, inventariere, coduri de bare, achiziția de sele software și licențe specializate pentru buna funcționare de optimizare procese, gestiune contracte și venituri pe terenuri publice, respectiv parcări, tonete și altele asemănătoare, managementul prescriptibilității debitelor, import automat încasări din trezorerie, comunicare online cu biroul executor judecătorești, automatizare pentru instituirea popririlor, încasări și inspecție fiscală în teren, prin tabletă și imprimantă mobilă, serviciile online de impozite și taxe mult așteptate de către toată lumea, artă interactivă GIS, serviciu online de registratură, serviciu online registru agricol, servicii mobile pentru serviciile adresate cetățenilor,
publicarea automată, un element de noutate al acestui soft, va fi publicarea automată a informațiilor de interes general din datele primăriei pe site-ul acesteia. De asemenea, vom avea și o parte de sistem de bonuri de ordine, urbanism și emitere, informare automată, bineînțeles, la toate acestea adăugându-se modernizarea infrastructurii hardware necesare funcționării sistemului ce se va dezvolta. Cam atât pot să vă zic în acest moment. Urmează să avem partea de analiză efectivă a cerințelor sau de fapt a funcționalităților existente în momentul de față în cadrul primăriei, a cerințelor, a funcționalităților hardware și software, și să elaborăm specificațiile tehnice pentru caietul de sarcini. În funcție de acesta și de cine va câștiga, vom merge mai departe la formarea profesională a personalului din primărie pe sistemul informatic nou dezvoltat în cadrul acestui proiect. Noi avem contractat de o perioadă scurtă de timp realizarea actualizării planului urbanistic general în format GIS. Ceea ce este foarte important, văd că ideea noastră sau ceea ce doriți să realizați are legătură sau ar fi ca o umbrelă pentru... Se integrează cu ceea ce aveți dumneavoastră. Exact. Deci când demarăm toată procedura asta și facem o gândire de ansamblu, nu trebuie uitat acest amănunt și el trebuie integrat. De ce? Pentru că tot ce avem noi informații în format GIS, la un moment dat vreți să le aducem pe straturi, deci fiecare direcție o să aibă arta și stratul ei de lucru, astfel încât informațiile să fie centralizate la direcția de urbanism pentru absolut orice, de la taxe și impozite, la băncuțe, la gospodărie comunală, la orice. Și e bine că pornim aproximativ simultan aceste două lucrări, astfel încât să reușim să le îmbinăm și în final să scoatem un produs care să fie eficient, să satisfacă dorințele noastre. Exact, acest soft reprezintă, de fapt, o umbrela a ceea ce aveți deja. Acum a venit vremea să-l facem. Hai să vedem cum facem. Tocmai din această cauză, la elaborarea specificațiilor tehnice, o să avem foarte mare nevoie de personal. Din cauza asta am și zis că este nevoie de această etapă de analiză, în cadrul căreia vom întreba personalul din cadrul fiecărei direcții ce aveți nevoie efectiv. Noi am scris în mare în proiect care vor fi funcționalitățile mari, dar efectiv diviziunile acestor funcționalități le vom stabili cu fiecare direcție. Noi trebuie să plecăm de la ideea că dacă avem un oraș bine contabilizat din punct de vedere al nomenclaturii stradale, al numerelor și al locuitorilor pe fiecare lot, atunci poate absolut oricine să gestioneze absolut orice informație la nivel de oraș. Deci pe când de la instituții publice cu adresele lor, la persoane fizice sau juridice, astfel încât ei, dacă sunt localizați, să știm exact, din punct de vedere al taxelor, al autorizațiilor, a orice. Sunt sigur că o să avem ajutorul tuturor colegilor în dezvoltarea și în aplicarea acestui proiect. Sunt sigur că o să funcționeze. Nu cred că o să fim pionieri în țară cu proiectul acesta, fiindcă s-a mai depus și în alte locații. Dar cred că o să fim unul dintre primii unde va funcționa și va merge bine. Este un proiect care vrea să digitalizeze partea de software a primăriei. Este un proiect care vine doar în sprijinul cetățenilor și le ușurează traiul, să zic așa. Vrem să scăpăm de cozile de la ghișee, vrem să scăpăm de birocrația asta mai mult sau mai puțin bună în ghilimele și vrem să digitalizăm și să ușurăm viața contribuabilului, pe cât putem noi. Cum o să funcționeze și dacă o să funcționeze, asta rămâne de văzut pe parcursul proiectului, fiindcă sunt multe lucruri care nu se știu, sunt în umbră încă. N-a mai implementat nimeni până acum, nu funcționează nicăieri, în teorie știm ce avem de făcut. Consider că o să meargă, vedem noi cum facem. Este mai simplu să stai acasă, să-ți completezi actul, să ți-l primești în mail în 10 minute, semnat electronic, și să te duci să-l folosești în dosarul tău unde ai nevoie cu el, decât să pierzi o zi până la instituția publică, să scoți fiecare act, să plătești taxe de timbru și mai știu ce minuni, când toate se pot face electronic.
vă puteți face eu dosarul electronic. Dosarul se predă fizic. Cetățenii vor avea acces în partea finală, după ce se finalizează dezvoltarea acestui program, vor avea acces printr-un user și o parolă unică generată de către primărie la tot ce înseamnă buna lor. Terenul pe care îl dețin, mașină, casă, taxe și impozite, certificate fiscale, pot vedea reședința unde stau, ce au plătit, ce mai au de plătit, dacă își pot emite un act sau nu, dacă au datorii sau nu la stat. Deci trebuie să-și facă un cont. Exact. Cum sunt în momentul de față conturile pe ghișeul.ro, prin care doar plătești și îți vezi un istoric a ce ai plătit, este efectiv ce ai de plată, doar că aici va fi mai amplu. Vei avea acces la toate datele tale, la suprafețe, la terenuri, la clădiri, la... Trebuie să avem o campanie amplă și la Tine... Campania se va face progresiv pe măsură ce te dezvoltă software-ul, se pune în aplicare și funcționează. După ce facem teste, funcționează, facem campanie. Facem teste, funcționează, facem campanie. După ce îl punem în practică, îl testăm și funcționează, facem campanie și o scoatem pe piață. Utilizatori de internet sunt, toată lumea știe să-și creeze un cont, știe să navigheze, să lucreze. Mă îndoiesc că vor fi probleme în utilizarea aplicației. Aplicații pentru smartphone faceți? Da, vor fi și ații mobile pentru smartphone. Și ați rezervat un anumit timp în care trebuie să ajungă la primărie. Folosirea unui interfeț. Da, da, aplicația de smartphone va fi dezvoltată și va conține același lucru. Veți avea acces și de pe telefon să plătiți facări, taxe și impozite și orice. Prin digitalizare degrevăm funcționarul public de o grămadă de operațiuni pe care trebuie să le facă fizic. Și să limbe o grămadă de hârtii, să alerge după semnături și ștampile, lucruri care nu se fac în alte instituții pentru astfel de acte. Sunt acte care se emit de pe o zi pe alta. Sunt acte care se pot semna digital, semnătură electronică, nu mai nevoie de semnătură holograf, nu trebuie să mai stăm la cozi, nu trebuie să mai semnăm acte fără importanță, cum ar fi un certificat fiscal. Nu ai datorii la stat, programul ți-l eliberează. Ai datorii la stat, îți trimite un mail și spune că ai datorii. Ți-ai achitat datoriile, ți-ai obținut certificatul. Nu trebuie să mai venim să plângem pe la uși, vreau certificat când trebuie, dar n-am bani să plătesc sau mai știu ce mine. Nu. Fracturăm puțin legătura între funcționarul public și persoana de afară în ceea ce privește tachinarea cu hârtiuțe și acte. Funcționarul public își face treaba, degrevând o grămadă de lucruri, iar contribuabilul este fericit că își obține toate actele fără să mai stea până la coți. Aici nu generalizez, vorbesc de un anumit set de acte care se pot obține liber, fără niciun fel de... Vor exista interconectări între primărie și alte instituții, cum ar fi ANAF, trezorărie. Biroul executorilor judecătorești? Da, biroul executorilor judecătorești. Mai avem poliția, unde avem nebunia asta cu permisele auto sau cu mașinile matriculate. Dar toate astea vor fi un schimb constant, un flux constant de date și vor fi actualizate în timp real. Dacă noi știm că și-a vândut cineva mașina sau cum să ajungă la noi, poliția a făcut-o deja sau a descoperit că nu mai există și a actualizat baza de date, se actualizează și la noi. Schimbul acesta de informații duce la un flux de lucru constant și continuu. Nu trebuie să facem adrese și hârtii, să așteptăm o săptămână să ne vină un răspuns de la funcționarul X, de la instituția Y. Și până atunci nu facem nimic, ne uităm pe pereți. Încercăm să fracturăm lucrul ăsta, să-l scoatem. În teorie ne ajută pe toți. În practică, cu siguranță ne ajută. Acum ține de noi dacă vrem să dezvoltăm lucrul ăsta sau nu. Digitalizarea asta se face cu niște fonduri europene. Nu au legătură cu Smart City. Este o chestiune smart, fiindcă distrugem partea fizică și apare partea electronică, să zic așa. E ceva nou, e inovativ, e smart, este online. Dar nu este Smart City. Nu intră în sfera asta, fiindcă eu ajut contribuabilul. Și atât, doar în digitalizare, doar în acte. Într-un smart city s-ar vrea mai mult lucru de, nu știu, pietonal, trafic. Să adresez felicitări și colegilor de la Direcția Programe și colegii din echipa de proiect, care sunt convins că cu succes alături de noi vom duce tot proiectul la una implementare, astfel încât municipiul Călăraș să vină cu multiple beneficii pentru cetățeni în vederea facilitării accesului acestora la serviciile publice locale pe care le oferă municipalitatea.
felicitări și vă asigurăm și sunt convins că toți colegii vom asigura suport atunci când aveți nevoie și cu siguranță va fi un proiect de succes.